Accidentul din Timiș, în urma căruia 10 persoane au ajuns la spital, a fost surprins de camera de bord a microbuzului lovit de șoferul teribilist. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Aurina Petrea vine cu detalii despre acest accident șocant de-a dreptul. Aurina, vedem aceste imagini, ce detalii ai? Da, vorbim despre un accident într-adevăr cumplit. Cred că cei care se aflau în microbuz și au văzut moartea cu ochii, dintr-o dată un tânăr de 29 de ani s-a angajat într-o depășire iresponsabilă, inconștientă, pe linie continuă și s-a izbit violent de un microbuz. Totul a fost filmat chiar cu camera care era montată pe acel microbuz. În urma acestui impact, practic șoferul care a provocat acest accident a mai atroșat un autoturism care mergea regulamentar. Deci vorbim despre 3 mașini implicate, dar și mai multe persoane. Iată, 9 persoane au ajuns la spital, un bărbat și restul sunt femei. Conducătorii auto au fost testați, niciunul dintre ei nu consumaseră băuturi alcoolice. Oricum, în acest caz, s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.